Doamnelor și domnilor, da? Decât să fii o femeie într-o țară fundamentalist musulmană, mai bine ești suporter stelist în peluza dinamovistă. Da, dar știți că acolo, dacă ești cu minte și ești femeie, bărbatul te lasă să te speli singură pe dinți. Ce mai mult noroc că ai putea ajunge la un moment dat să ai mașina ta, mașină de spălat, de tocat, de astea, mașini. Da, dar bine, faza tare e că din fericire trăim în România, o țară de misogini unde femeile au totuși mult mai multe drepturi. Uite, Alex aici de față e dovada. Da, da, uite, o să te lăsăm sigură pe stradă cu un microfon. Șofariu, dăm, te rog, un microfon imediat. Da, regie, primești un microfon. Nu, stai aici, că am înțeles că tu ai cântat și, sau cânti într-o producție de excepție. Yes. Vreau să știu, abia acum a venit zăpada. Da. Poți să ne cânti măcar un refren? Te rog frumos. Hai, te rugăm. Bine, hai. Bine. 2, 3 și... Hai afară la zăpadă. Ha? Hai un om să construim. Păi de ce afară? Că aici e la fel ca afară. Da. Și de ce să construim un om când poți să construim un pod, o autostradă? Versul alt? Nu știe. Nu știu de ce nu am răspuns. De ce te SMS? De ce nu ne... Vedem! Hai afară, urmează Alexa. Hai afară, la zăpadă. Ia-i, dă-i și lopata. Hai un om să construim. Dă-i și lopata. După așa un sezon plin cu întrebări de tot felul, iată a venit timpul să vedem cele mai simpatice momente. Așa că, înainte să vă urez un an nou mai bun, iată retrospectiva rubricii Vocea Poporului. Să-mi continui următoarea zicală, dacă o știi. Următorul proverb. A fi domn e o întâmplare. A fi prost e lucru mare. De o minune, nu o cunosc. A fi om. Da? Nu-l mai știu. Îl știam. Îl am pe limbă. What the fuck, îl am pe limbă. Nu-l mai știu. Proverbul zice așa. A fi domn e o întâmplare, a fi om. Puncte, puncte. E un lucru mare sau bun? E lucru mare. Așa e în viața de zi cu zi. A fi om e lucru mare. Știți care este țara cu cei mai mulți urși din Uniunea Europeană? Urși? Eu nu cred că e Polul Nord. Nu. Dar lăsați-mă să mă gândesc. O să fie... Australia. Țara Danimarca. Sau... Sau... Urși? Urși, da. Grădina zoologică. Grădina zoologică nu este o țară. Păi da, da, acolo sunt urși. Africa. Europa, doamne, doamne. De ce țări sunt în Uniunea Europeană? România. Anglia nu mai e. Suedia, Norvegia, Letonia, da. Estonia, astea. Lituania, Bulgaria, Turcia nu e. Nu e, nu. Germania, mai sunt. Și care din aceste țări are cea mai mare populație de urși? Dintre astea pe care le-am spus? Da. Hai să dăm la plezneal. Estonia, hai. Lituania. Eu spun Italia. Germania. România. România, da. Băi, du-te, mă, că nu cred. Noi urși. Da, noi avem urși, avem. Ce oraș din România se numea pe vremuri Calatis? Craiova. Ați auzit de Calatis? Nu. Are familia mea. Constanța? Știi că era și festivalul de la Calatis. Tomis? Nimic. Scuze, nu. Nimic. Constanța? Tomis și Calatis, dar nu mai știu care era Constanța. Tomis cred că era Constanța, da. Și Calatis nu mai știu. Tulcea? Nu, n-am auzit, chiar n-am auzit. În oraș la mare? Păi la mare așa, dar nu, n-am auzit. Mă dau bătut. Mangalia? Mangalia? Știi ce actor român îl interpretează pe Mărgelatul, Mărgelatul se întoarce? Nu mă pricep la asta, chiar n-am văzut filmul Mărgelatul se întoarce. N-am văzut, că nu prea urmăresc filmul eu. E, omul cât trăiește învață. Nu, mic. Cum are plăcere, vă spun. Un film extraordinar. Dar vorbești ca lăutare care își au cinstea în litră. Cum îl cheamă? Chiar am emoții. Nu știu, doamnă, Mărgelatul, pe vapor, cu... Treceau granița și așa. Deci nu știți. Nu. O spuneți la voastră să mă ajutați, Mărgelatul? Florin Piersic. Pe română. Jack Norris e aici.